Prima poveste despre care o să vă vorbesc este cum am început eu să deschid ochii, cum am început eu să înțeleg ce se întâmplă în lumea asta și ce cu lumea asta. Și povestea a început uh, cu foarte mulți ani în urmă, când uh, mi-am dorit cu o, o, cum să zic, o pasiune extraordinar de mare să termin facultatea ca să pot să uh, devin pe cont să devin independent, și bineînțeles că nu s-a întâmplat asta din prima. Am avut trei joburi și toate trei joburile s-au finalizat cu demisia. Pentru că mi-am dat seama că ceva nu e în regulă acolo și am crezut că nu e în regulă la ei, dar de fapt era ceva în regulă la mine. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, sunt un căutător, un, un, un curios și am căutat să găsesc o altă cale. Și am intrat într-o cale care este foarte atractivă pentru, atractivă pentru foarte mulți oameni, se numește antreprenoriat. Nu știu dacă ați auzit. Da? Ați auzit? Da? da? Mă bucur. Ce bine că n-am fost singurul. Da? Am intrat într-o cale care se numește antreprenoriat și m a apucat să fac bani. Că nu? Asta se zice. Trebuie să faci bani. Numai că după niște ani mi-am dat seama că nu mi-am răspuns la niște întrebări. Și mai devreme, în seara asta, povesteam cu o domnișoară drăguță despre acele întrebări la care trebuia să răspund și care mi-a fost al naivii de greu să răspund. Și prima întrebare pe care aș recomanda să își adreseze fiecare persoană care dorește să pornească un business este de ce vrem să facem business-ul ăla. A doua întrebare pe care ar trebui să-ți o adresezi este ce vrei să faci. Iar a treia ar fi evident cum ar trebui să facem treburile astea. Dacă este ceva care vine din exterior, vor veni o grămadă de răspunsuri la întrebarea ce avem de făcut și la cum avem de făcut. Și o să găsim cursuri, cărți, mentori, oameni peste tot, toată lumea dă sfaturi. Da? Mai ales că noi, românii, suntem uh, foarte. Uh, cum să zic Suntem experți în, uh, în a da sfaturi. Da? Dar... Dacă stați să vă, uitați, să vă gândiți foarte bine la prima întrebare, la de ce, la aceasta nimeni nu o să vă dea un răspuns. Nimeni. Iar eu, pentru că nu am reușit să răspund la acel, acea întrebare de ce, m-am trezit în fața unui faliment.